prieteni, am revenit în platoul emisiunii Mid Milk. Vă reamintesc că îl avem invitat pe domnul Dorin Coșocaru, președinte al Asociației Patronatului Laptelui din România. În prima parte, domnia sa a făcut referire la recent încheiată adunare generală a asociației care reunește companii. Total se procesează cam 80%, înseamnă ele, din laptele procesat în România. Domnia sa a făcut o trecere în revistă și a necazurilor generate de creșterea costurilor pe diverse segmente, începând de la energie și până la inputuri, și ajunsesem, domnule Coșocaru, cu discuția la ce s-a mai discutat pe acolo. Și la soluțiile. Nu prea am stat public ce s-a discutat. A mai fost o discuție pe care noi o susținem de foarte mulți ani, cum dezvoltăm fermele de vaci în România, cele autorizate, comerciale în special, pentru că noi de acolo ne luăm laptele, s-au împuținat centrele de colectare lapte în România, pentru că costurile de colectare sunt mari și nu mai e rentabil să... Aici mă refer la cei cu 1-2 vaci. Au scăzut și efectivele de vaci, cum erau înainte pe izlaz, dar și normele de igienă, numărul total de germe, numărul de ciole somatice, controlul sanitar veterinar. Și ar fi foarte scump ca să mai colini țara cu cisternă. Da, de aceea i-am explicat domnului ministru, ca să pot să măresc zona de colectare. De exemplu, în sudul țării nu mai sunt fabrici de lapte și atunci nu mai e rentabil să crești vaci pentru că nu mai e beneficiar. Și cum putem noi să mărim această zonă, să stimulăm creșterea vacilor? Pentru că crești vaci dacă poți să le valorifici și laptele ca materie primă sau să o procesezi, să vinzi la piață. De aceea trag un semnal de alarmă către fermieri. Pentru că în ultimii 10-15 ani, de câte ori am fost la Ministerul Agriculturii sau am scris sau am trimis câte o strategie de dezvoltare a acestui sector, industria laptelui, tot timpul am spus sprijiniți fermierii din România. Și când am fost la domnul Ludovic Orban pe 4 aprilie 2020, m-a întrebat atunci ce trebuie să facem pentru industria lapte? Și am spus, stimulați și susțineți fermierii de vacă lapte din România. Eu nu mi-amintesc că în ultimii 30 de ani o asociație a unor fermieri să spună, sau un fermier, susțineți industria laptelui. Deci dacă acum, eu cunosc bine teritoriul și viața reală, laptele e foarte scump la poarta fermei acum și fermierii încă vor mai mult. Dacă vreți și mai mult, s-ar putea să nu mai aveți cui vinde peste 6 luni și atunci intrați într-un cerc vicios, într-un efect bumerang. Trebuie să mergem împreună, să susținem. Da, procesatorul trebuie să intre în parteneriat cu portofoliul de furnizori lapte, iar și ferma. Vă bucurați acum, poate, dar ce veți face peste 2 ani? Întrebarea e retorică. Ok, o să spuneți, vindem în Bulgaria, vindem în Grecia. Eu vreau să spun așa, sunt jocuri ale pieței. Atunci când tu omori competitivitatea celui care îți cumpără materia primă, vor rămâne în piață 2, 3, 4 procesatori mari. Aceștia vor deveni monopol. Uitați-vă în sudul țării, de la Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, până la Mehedinți, că nu e competitivitate și comparați-o cu ce se întâmplă în județul Mureș și Brașov și Covasna, unde sunt 15 fabrici pe județ și e competiție mare. Fiind competiție mare, e cerere mare. Fiind cerere mare, prețul e bun, să nu spun mare, e bun. Deci, acum, guvernul ce poate să facă? Ori să dezvolte în zona de sud, să aibă o dezvoltare regională, ori să susțină procesatorii ca acești fermieri să aibă beneficiar. Da? Că ne uităm la carne de porc. Sunt abatoare în România, nu mai au materie primă. Ne uităm că nu mai sunt fabrici de ulei în România. Avem floarea sau le exportăm. Noi exportăm multe cereale. A încercat guvernul să spună dăm 10% cei care vând sau procesează în România. Ok, dar haideți să găsim aceste angrenaje, să facem acest puzzle, să funcționeze. Da? Eu cred că nu toată lumea a înțeles fenomenul. Pe de o parte nu înțelege, pe de altă parte, apropo de sudul țării este depopulat. Îți mai trebuie și piață.
Cu toate că în Sud sunt mai mult ferme mari, comerciale, care au prețuri bune. Eu mă gândeam la consumatori. Consumatorul se trage ușor-ușor către metropole, către orașele mari. Da. Problema este că aceste hipermarketuri s-au dus pe proximitate foarte mult. Dacă mergi pe Ștefan cel Mare și mergi cu tramvaiul și în prima stație care cobori și vrei să traversezi, te uiți, la parterul blocului e un mini-hipermarket, așa, adică o extensie. Dacă te duci în toate... Sau două, trei la rând. Două, trei la rând și o farmacie și un păcănele de la pariuri sportive. Astea sau mulții ca ciuperci de pe ploaie. Dacă mergi prin comunele și orașele mici din jurul Bucureștiului, iar vezi aceste extensii. Eu am spus... au greșit cei care au permis asta. În momentul în care tu ajungi să ai 64% din vadul comercial acoperit de hipermarket, nu prea mai ai de ales. Și unii o dau cu chestia asta, cu domnule, într-o piață liberă, cerere și ofertă, vreți Europa, e libertate. Ok, dar într-o piață liberă care are un istoric de sute de ani, acolo au sau a fost diversitate în piață, adică a existat și o băcănie, a existat și o lăptărie, și piață de cartier și așa mai departe. Domnule Cojocaru, eu personal am atras atenția asupra acestei eventualități care, iată, s-a produs, dacă mi-au aminte, încă de acum vreo 8 ani de zile în revisele de la noi. În momentul de față însă, pe de o parte, să recunoaștem faptul că foștii proprietari de magazine, de exemplu, de la sate, dacă acum conduc un magazin al unui mare retailer, e pe franciză. Lui îi convine pentru că este aprovizionat mai ieftin și unitar. Da, la magazinul de cartier, credeți că le mai convine oamenilor, proprietarilor de mici magazine, să se aprovizioneze separat? Le mai convin costurile de aprovizionare? Deci eu vă spun întreb. O chestie. Eu văd la modul global. În momentul în care tu într-un sat ai două, trei buticuri, oamenii ăia munceau, să zicem, în afara satului. Hai să iau Ilfovul, da? Ei munceau în București, dar veneau și își cumpărau o ceapă, o ridiche de acolo, din localitate, de la un butic. Banii rămâneau în comunitate. Da. Acum ei muncesc la București, se întorc acasă și își cumpără de la țigări, ceapă, bere, apă și așa mai departe, dintr-un acest mini-market care... banul o să-l trimeată la firma mamă. Deci acele zone sunt defiscalizate, adică banul nu mai rămâne local, ci pleacă. Aici este pericolul, că nu se mai dezvoltă comunitatea locală. Deci primăriile, am observat că primarul de anumite orașe, vai ce pompos, am dat autorizație de un hipermarket în localitatea asta să bucură la un impozit pe teren sau clădire. El nu realizează că distruge viitorul acelei comunități. Da, domnule Cojocaru, haideți să fim serioși. S-au dat autorizații în centrul Bucureștiului. Nu. Da, asta e o problemă așa, mai... Mi-aduc aminte exact de ce scriam acum 8-9 ani. Domne, din câte știu eu, că dacă mă duc afară, văd magazinele astea în afară, la marginea orașului. Eu am mai spus în emisiune pe aici și anul trecut și acum 2 ani și așa mai departe, când veneam foarte, scârbit. Și spuneam că aceia angajați ai hipermarketului, că nu conducerea hipermarketului cea care îi impune sau nu este CEO-ul companiei este arogant cu furnizorii. Baierii, managerii de achiziții, români de-ai noștri, iau impresia procentul că la salariu se simt importanți. Dar eu le-am mai transmis și acum vreo 6 luni. Vedeți că produsele alimentare se scumpe și în Europa, mai ales în Polonia. Polonia ușor-ușor își restricționează vânzările de produse alimentare, că deja au intrat vreo 4 milioane de ucrainieni la ei și dacă mai continuă asta, mai intră încă 4 și trebuie să le dea de mâncare. Și eu vă spun că nu o să găsiți mâncare prin Europa, că mereu ne amenințat, lasă-vă că iau din altă parte, nu iau de la tine, iau din altă parte. Nu, eu zic să facă niște prognoze și să vadă că de la lună la lună nu se mai pupă analiza de costuri care eu am făcut-o în ianuarie, în februarie este alta și ne-ar trebui să renegociem marfa vândută către hipermarket lunar. Deci mai multă flexibilitate pentru că a crescut volatilitatea pieței. Beneficiu comun. Pentru că dacă vă
tot întindeți așa, sunteți agresivi, sunt foarte mulți furnizori care nu pot să vândă sub prețul de cost și o să aveți rafturile goale. Iată încă o temă de discuție la conferința Minimil din 6-7, pentru că în prima zi avem forum retail, unde discutăm despre relațiile dintre furnizori și comercianți, nu? Da. Una vorbim, alta fac chip în spate. Ce-mi pare rău, că eu acolo la legea 178, când am discutat-o în comisie cu politicieni și colegii de-ai mei, era vorba de 1 iulie să înceapă, deci până la 1 iulie 2022 să înceapă renegocierea contractului conform noii legi. Chiar era o discuție, cum e în Spania, Consiliul Concurenței va implementa legea și va monitoriza și destul de riscant pentru baieri. Asta e un punct de vedere. Plus că legea se aplică pe filieră și nu are în relația furnizor-comerciant. Că lumea aici iar face confuzie. Și oameni care aveam pretenții de la ei. Citiți bine legea. Pentru că relația asta vânzător-cumpărător se e de la furcă la furculiță. Mai este o problemă. Au împins-o să-i fie rușine domnului fost președinte PNL Câțu, că a împins-o pe 31-a 12-a. Deci această lege se va fi aplicată în 2023. Și știu ce spun, că m-a luat cu că piață liberă, că măi, nu știu cine l-a învățat, dar mai prostie a spus. Și mi-asum ceea ce spun. Era bine să negocieze, iar Consiliul Concurenței poate să vină cu o propunere prin care să creeze ei contractele cadru și noi decât să ne trecem numele companiei și condițiile negociate. Pentru că e posibil să avem victime nevinovate, colaterale, că n-au scris bine contractul. Deci e foarte sensibilă legea. Una peste alta, dumneavoastră, ca președinte de asociație profesională, sunteți mulțumit de modul în care, de forma finală a adoptării 633? Dacă rămânea așa cum a fost discutată în Comisia de Agricultură, Camera Deputaților, pentru că din Senat a ieșit cam ciufulită și trebuie găsit și echilibru între ce o să ne aprobe Bruxelles-ul, pentru că a fost semnată domnul președinte Iohannis, e monitor oficial, dar acum trebuie trimisă la Bruxelles să ne aprobe și aia. Da. E mai bine. Eu zic, Au mai fost cazuri. E o lege echilibrată. Da? Mai am eu pe flux acum, pe procedură, legea laptelui. Da, dar știi ce a avertizat Comisia Europeană? Direct România, apropo de 633. Că directiva trebuie asumată ca atare. E cam apă de ploaie dacă îți o iau așa, pentru că am văzut cum s-a aprobat în Germania. Deci, noi în România avem nevoie să reinițiem legea 321, relația furnizor-hipermarketuri, dar făcută separat pe domenii. Nu pot compara, să zic așa, contractul sau condițiile comerciale de la conserve cu cele de la ceapă și salată. Corect. Nu am cum. Corect. Ale ultra fresh, termene de plată, rulaj, anumite discounturi făcute, pe când dincoace e altfel. Și uite așa ajungem noi la legea laptelui. La legea laptelui este vorba domnului consilier superior Toni Păștinaru, cred că este prima lege foarte bine aranjată, armonizată cu legislația europeană și care va avea și aplicabilitate practică și își va vede și efectul. Mai am ceva acolo de băgat, care n-am putut să îl introducem în lege, era ghidul de termeni și definiții, dar sper ca la Ministerul Agriculturii să reușesc să fac norme, prin care brânză de burduf să fie numită burduf brânza frământată care conține lapte de oaie. Nu cum am văzut și astăzi, brânză de vacă, de burduf. Ai brânză frământată de vacă. Dar dacă Ministerul Agriculturii certifică acum 2 ani produs montan burduf de vacă. Măi, oameni buni. Burduful e făcut din lapte de oaie. S-a făcut și un mic eveniment lângă Sibiu. E făcut din lapte de oaie. Da? Și dacă scrii smântână, să fie smântână, dacă e telemea, să fie, dacă e cașcaval, să Doamne fie, prin opărirea cașului, nu brânză tratată termic, gouda sau altceva. Pentru că am observat că
nu numai că s-a pervertit gustul, dar schimbăm dicționarul limbii române și nu am venit cu pretenții să introduc standardele din 1974, că nu sunt, trăim în altă lume, alte condiții, alte norme, dar să păstrăm totuși o decență a produselor alimentare. Că văd, mă tot cer cu anumiți vegani. Măi, dacă produsele voastre sunt bune, sunt bune pe cei cu, pentru cei care au intoleranță la lactoză, pentru cei care au pardon, au alergii la proteina de vacă. Sunt produse alimentare pentru oameni cu probleme. De ce trebuie să-i spui lapte din migdale sau lapte din nucă de cocos? Spune zea, mamă, că laptele, conform definiției, este produsul glandei mamare de la mamifere. Dacă voi spuneți că burgerul nu e bun, de ce spuneți, mă, burger vegetal? Dacă voi spuneți că pateul nu e bun și că, vai, că conține euri și faci... De ce îi spuneți pate vegetal? Spuneți-i altfel. De ce vă legați de, de denumiri consacrate pe care voi le negați și le înjurați folosindu-le pentru produsele voastre? Aici mă refer la producători. De înțelesuri ale denumirilor. Da. Deci, bă, dacă ți-e rușine și îl combați pe ăla, de ce îi folosești termenii? Ca să vă fure piața. Da, că am mai văzut una și asta o spun așa, dar n-o las. O cremă tartinabilă pe bază de lapte, scria mare pe ea așa, fără euri. Dar când m-am uitat pe etichetă și am postat pe rețea de socializare, zice că e cremă de mâini. Deci avea gelatină, coloranți. Cum adică folosești? Bravo ție că folosești. L-ai trecut pe etichetă, conform regulamentului 1169, ai respectat legea. Păi da, pe eticheta principală, de ce spui fără euri? Aia e. Aia e ilegal. Știu că e ilegal și atunci trebuie să intervină... ANPC-ul, încalcă ordinul 29.192 primul, da. Nu mai spun regulamentul 1169. Repede despre structura pieței în momentul de față, despre preferințe consum, pentru că mâine, poimine, avem o mare sărbătoare. Acum, cu postul? Acum, cu florile, că vin florile peste două zile și săptămâna viitoare e învierea Domnului. Postul pentru mine este important, ce scoți din gură, nu ce bagi în gură. Fiecare Corect. Cu credința, cu religia și cu tradiția lui. Și evanghelistul spune lucrul ăsta. Da. Nu-i păcat ce, scoți, ce bagi în gură, e păcat ce scoți. Fiecare cum îi recomandă medicul și preotul. Că medicul, poți să ții un post dacă medicul curant nu-ți recomandă asta. Deci trebuie găsit echilibru dintre știință și religie. Și postul a fost înființat tocmai pentru a face o cură de zlăbire, că venea românul după o perioadă de cârnați și jumări și așa mai departe. Acum văd că smântâna merge bine, o să meargă bine, astea sunt tendințele. Lapte consum e un produs specific la două categorii, copii și bătrâni. Iaurtul la fel, mai ales pentru bătrâni, că îmbunătățește digestia și tract digestiv reîmbunătățește sau reface flora digestibilă, ca și chefirul sau tot ce sunt produse fermentate. Mă aștept ca românul să redescopere brânzeturile maturate, văd ușor, anumită, dar anumiți consumatori cu portofelul destul de bun încep să prefere produsele maturate. Nu sunt pentru producători și procesatori, încă aceste produse maturate îi împiedică un pic pentru că înseamnă blocaj de cash flow. Dar poate în viitor, noi trebuie să sperăm la o piață mai bună, să sperăm că vom avea conducători care vor înțelege că industria alimentară are două roluri. Unul, să folosești materiile prime din România, să le valorifici și pe altă parte să vii cu produse diversitate cu mare valoare nutritivă către consumatori. Și pe altă parte să terminăm cu ipocrizia și snobismul și populismul ăsta că, vai dragă, industria alimentară e câh. Nu. În situații de urgență, pandemie și război, și societatea, dar și guvernul se bazează pe industrie. Deci noi avem obligația și onoarea de a asigura hrana poporului. Dacă nu ne susțineți, o să mâncați, nu știu, faceți toți la țară. Dar să păi, încă o dată, în perioada asta, încă o dată s-a dovedit odată o criza sanitară cu prelungire în situația asta dramatică a războiului de lângă țara noastră, s-a dovedit importanța agriculturii și a industriei alimentare, care sunt de activități strategice de maximă importanță. Noi nu știm să, sau nu putem fi competitivi la făcut avioane, tractoare, dar dacă noi avem
peste 15 milioane de tone de grâu, porumb. Am făcut o medie pe ultimii 10 ani, n-am zis că am trecut, n-a fost secetă și am avut 20 de milioane. Dar pentru mine nu e o bucurie că se bat unii pe piept, mamă, avem 20 de milioane de tone de porumb și le-am vândut în Egipt. Și? Da. Sau am dat la programul Tomata nu știu câți bani. Consumatorul, cetățeanul a văzut la buzunar asta câți banii lui. Dar rog ANSVSA-ul, rog ANPC-ul, rog Ministerul Agriculturii. Domnilor, să știți că noi știm cum și anumiți fermieri, poate nu toți, își amestecă produsele din solar cu produsele din Turcia, care au alte pesticide, și spun produs de la mama de acasă și le vând în piață și bla bla. Cheia succesului pe antifraudă și pe fiscalizarea pieții negre este trasabilitatea produsului. Dacă vreți să câștigați o luptă împotriva fraudei alimentare și a fraudei fiscale, luați câțiva veterinari de la ANSVSA sau Direcția Sanitară Veterinară împreună cu comisar de la DICOT, ANAF, și începeți controlele. Trasabilitatea produsului este cheia succesului. Eu m-am saturat să văd în tot Bucureștiul și numai reclame burger din carne de vită Black Angus. Toți au un milion de burgeri din Black Angus. Câte vaci de Black Angus avem noi în țară? Dacă luăm pe trasabilitate, s-ar putea să vedeți că toate vacile șchioape de pe Izlaz au fost tăiate și făcute burger de Black Angus sau un amestec. Așa și cu laptele de bivoliță, laptele de oaie în luna noiembrie sau ouă de prepeliță și așa mai departe. Corect. Suntem la final. Repede, repede, urarea dumneavoastră pentru public, pentru consumatori, pentru români, acum înainte de marile sărbători ale Paștelui. Fiți echilibrați. Aveți grijă de voi, că sănătatea e primordială. Doamne ajută! Mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Ne vom vedea pe 6-7 iunie la Poiana Brașov, la conferința Milmil, una dintre edițiile revistei noastre Infoferma. Da, Drăgănești, Dragomirești, da. Dragomirești, da. Și două dintre edițiile revistei noastre Milmil pentru dumneavoastră, cadou din partea Agenției Infogrup și a emisiunii. Eu citesc și online, ca să nu mai folosiți hârtia. Vi le-am oferit. Da. Încă o dată mulțumiri, felicitări colegilor dumneavoastră din sectorul de lapte. Ne vedem la Brașov. Ne vedem la Brașov. Prieteni, rămâneți în fața micilor reclame pentru că urmează minutul editorial. În sfârșit, una dintre marile dorințe ale fermierilor și procesatorilor din România, din industria alimentară, s-a împlinit. Sunt mărite salariile celor care lucrează în aceste domenii, într-un mod similar cu cele ale angajaților din construcții. Se crede că acești oameni vor trăi mai bine, se crede că aceste două activități de fermă și de procesate vor funcționa mai bine. Sper ca și noi, în calitate de consumatori, să simțim binele pe care acești oameni și aceste două sectoare le vor cunoaște în curând, pentru o perioadă, am înțeles eu, până în anul 2028. Pentru că dacă e să trăiască lumea bine, să trăiască toată lumea bine. Uf! Vine Sfânta Sărbătoare a Florilor. Emisiunea Mid Milk, Agenția Infogrup și eu personal, Ilie Stoian, le urez la mulți ani tuturor celor care poartă nume de floare, fie doamnă, fie domn, fie fată, fie băiat, să vă găsească această sărbătoare sănătoși, cât puteți dumneavoastră de fericiți și, bineînțeles, ne vedem săptămâna viitoare, să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare, oameni buni, la revedere!